Gata. Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, eu, Alexandru Melnic, aș vrea să-mi spun părerea, opinia mea subiectivă la tot ce se petrece, s-a petrecut în țărișoara noastră, Moldova, din timpul independenței. Dacă îl lăsăm în pace un pic pe Snegur, care desigur că la început era foarte greu să facă ceva, Lucinski deja putea să facă mult. Dar domnul Lucinski a hotărât că mai bine să tacă, mai bine să strige, hai prindeți hoții, dacă se prindă alții, numai nu el. Și ne-a dus în mocirile mai departe. Da, după Lucinski vine Voronin, care deja parcă a făcut o lecuță de rânduială cu hoții de buzunar, dar a dat frâu liber la hoții în lege, așa zis hoții în lege, adică la procurori, judecători și mulți alții. Fiind la o adunare festivă a judecătorului, dumnealui atunci a spus: tot e bine la voi, vă felicit și așa mai departe, numai când o să terminați cu licitația. Cine mai mult plătește, a dosarelor de judecată, câștigă dosarele penale și nu numai penale. Asta a fost Voronin. Adică Voronin, fiind un autoritar, a putut să facă mult. A putut să aducă țara undeva cu mult la mai bine, dacă el era măcar așa ca în Belarusia, Lukashenko, care tot face greșeli sau nu știu cum, dar totuși face și ceva bun pentru cetățeni. Dumnealui nu a făcut lucrul ăsta, în vremea lui au crescut clădirile judecătorilor și a procurorilor ca ciuperțile. Casele lor private sau clădirile judecătoriilor? Private, casele private. Judecătoriile au rămas în același hal care erau. Acum, după Voronin, a mai fost, nu știu, dar a venit și vremea lui Plahotniuc, măcar că el nu a fost președinte, dar noi toți știm că El a condus țara și aici a fost apogeul mizeriei în care a nimerit țărișoara noastră. A fost o vreme vice-speaker de parlament, a vrut să ajungă a fost, premier. A fost, da. Și în timpul ăsta și în tot timpul a fost și Dodon și Chicu cumva la conducere. Am vrut să spun că Chicu și Dodon au lucrat în comisiile de privatizare și în rezultatul activității lor, poate, nu precis, dar 90% din tot ce s-a privatizat a merit în mâinile hoților. Vreau să dau numai un singur caz cu hotelul Chișinău. Hotelul Chișinău, făcând contract cu statul, unde comisiile de privatizare făceau contractul ăsta, au dat hotelul Chișinău pe mâinile unei organizații, Transimex Group. Și ca în toate contractele acestea se scrie că cel care a privatizat nu are dreptul nici să vândă, nici să-l pui în gaj și așa mai departe. El trebuie să îndeplinească cerințele contractului. Ei, dar nu așa a fost să fie, nu numai acolo, pe tot locul, dacă te-ai uitat. Și după ce l-a luat pe degeaba, practic, l-a privatizat, pește un timp scurt, l-a vândut și a făcut, l-a dat la Artvin, pește un timp oricare îl vinde la Tower Group, pește un timp oricare, îl vinde la Fest Hotel. Toate numerele este clar că dumneavoastră, domnilor cetățeni, nu vă spune nimic. Dar se înțelege că nelegitim s-a vândut, s-a transmis de la unul la altul, și de la altul la altul, așa ca încălșind ițele. Și
comisia asta de concurs în frunte cu Dodon nu a avut nici o reacție. Cum ați lucrat voi acolo? Ce minte ați avut voi atunci? Și într-un timp oricare, comisia hotărăște că se permite la Tower Group ca să gestioneze mai departe hotelul Chișinău, punând totuși niște condiții, ce să facă, cât să facă și așa mai departe. În timpul acela, când comisia asta lucra, Tower Group vânduse cu jumătate de an în urmă hotelul Chișinău la Fest Hotel. Și mă întreb eu și întreb dumneavoastră toți ce minte au avut oamenii ăștia în Consiliu, ce responsabilitate au avut oamenii ăștia în comisiile astea de privatizare făcând lucrul ăsta. Este ceva absolut, nu, niște oameni bolnavi se vede că sau absolut iresponsabili cei care și astăzi ne fac privatizare. Dodon și Chicu. Lașit, domnul Mocan îi numește speculanți, eu zic șulerii Dodon și Chicu. Au fost atunci și sunt acum la guvernare. Și chestia asta noi trebuie să o știm, să o cunoaștem și să vorbim cel puțin, să vorbim deschis, să întrebăm. Eu m-am adresat și la mass media, și la Natalia Morar, și la Jurnal TV, și la Ziarul de Gardă, și mai multe părți, și până când nu se discute mai activ taman chestiunea asta cu privatizarea de atunci și cu privatizarea de acum, care este una și aceeași. Asta am vrut să vă spun și desigur că eu am multe de spus, dar cred eu că în următoarea dată. Mulțumesc că m-ați ascultat până acum. Mulțumim și noi pentru încredere.